Ziua Mondială fără tutun a fost instituită printr-o revoluție re adoptată de Organizația Mondială a Sănătății în 1987, urmând a fi marcată la 7 aprilie 1988, dată la care se împlinea 40 de ani de la fondarea Organizației Mondiale a Sănătății. În 1988, însă, Organizația Mondială a Sănătății a adoptat o nouă rezoluție, prin care marcarea acestei zile avea să aibă loc la 31 mai. Tema campaniei Organizației Mondiale de Sănătate din 2021 este intitulată Commit to Quit și face referire la angajamentul de a renunța la fumat. Pandemia COVID-19 a determinat milioane de consumatori de tutun să afirme că vor să renunțe la fumat. Vestea că fumătorii sunt mai predispuși la a dezvolta forme severe ale bolii COVID-19 comparativ cu nefumătorii a declanșat pentru milioane de fumători dorința de a renunța la fumat, dar fără un sprijin adecvat, renunțarea la fumat poate fi provocatoare. Nicotina care se găsește în tutun creează dependență. Consumul de tutun este adesea legat de comportamente și emoții, precum fumarea unei țigări la o cafea, dorința de a fuma, sentimente de tristețe, stres, ceea ce îngreunează renunțarea la această obișnuință. Cu sprijin specializat, consumatorii de tutun își pot dubla șansele de a renunța cu succes la această practică. În prezent, peste 70% din cei 1,3 miliarde de consumatori de tutun la nivel mondial nu au acces la instrumentele de care au nevoie pentru a renunța cu succes la fumat. Agenția Națională Antic Drog s-a alăturat și Organizației Mondiale a Sănătății pentru marcarea Zilei Mondiale Fără Tutun prin desfășurarea în mediul online de activități de informare, sensibilizare și conștientizare cu privire la pericolele consumului de tutun și practicile comerciale ale companiilor de tutun. În 2020, tema campaniei globale a fost Tabaco Exposed, aceasta fiind menită să prevină consumul de tutun și nicotină, prin protejarea tinerilor de influența industriei tutunului. Consumul de tutun este responsabil pentru 25% din numărul de decese cauzate de cancer de la nivel global. Consumul de nicotină și produsele pe bază de tutun crește semnificativ riscul apariției cancerului, bolilor cardiovasculare și pulmonare. Totodată, mai mult de un milion de oameni mor în fiecare an din cauza expunerii la fum de țigară, fumat pasiv, amintea Agenția Națională Antidrog în comunicatul citat. Tutunul ucide peste 8 milioane de oameni din lume în fiecare an, mai mult de 7 milioane dintre aceste decese sunt cauzate de consumul direct de tutun și aproximativ 1,2 milioane reprezintă cazuri de fumători pasivi. Fumatul este un factor de risc cunoscut pentru multe infecții respiratorii și crește severitatea bolilor respiratorii. O recenzie a studiilor efectuate de experți în sănătate publică convocați de Organizația Mondială a Sănătății la 29 aprilie 2020 a relevat că fumătorii sunt mai expuși riscului de a dezvolta o formă severă de COVID-19 comparativ cu nefumătorii. Organizația Mondială a Sănătății evaluează în mod constant noi cercetări, inclusiv cercetările care examinează legătura dintre consumul de tutun, consumul de nicotină și COVID-19.